În fața Ministerului de Interne. S-a întâmplat exact ca acum 4 zile, când aceiași activiști au ajuns la poliție pentru că protestau față de o reținere anterioară. A devenit deja o obișnuință atât pentru polițiști cât și pentru membrii organizației neguvernamentale Hyde Park. Scenariul se repetă de fiecare dată când aceștia protestează în fața Ministerului de Interne. Pare să mă neștimat în fața dumneavoastră, da. Vă rog, cum exact asta facem. Care e problema? Și dumneavoastră? Autorizația are? Nu are. Reținuți și mă automobil. Da. Poliție criminală, stat la dictatorial. Asta e dictatura, asta nu-i drept. Da. Cât rog în mașină, nu? Păi fă-le mâini, ți-a spus că mă urc sânt. Și de ceva. Păi urcați-vă. Îți ai pus întâi mâna și pune mâna și frumos. Stai pensionat, că și pot să-i spus. Vesticuri de miliție. Vesticuri de miliție, da. Vă rog frumos, urcați-vă. Dumă așa, e o surcă, e cetșor acuși. Rușine să vă fie așa stat.